Mircea Rednic a renunțat la doi mijlocași centrali și a adus alți doi. În locurile lui Cătălin Carp și Frederic Holst au sosit alți doi fotbaliști străini, uruguaianul Ariel Lopez și portughezul João Pedro. Sudamericanul a debutat deja în alb-roșu chiar cu o ratare mare pe arena națională, la scorul de 0-0 cu FCSB, în timp ce fotbalistul lusitan a ajuns aseară la Arad și astăzi a făcut primul antrenament la noua sa echipă. João Pedro, I'm Portuguese. My last team was Desportivo de Chaves. In Portugal, I'm a midfielder, number 8. I play in the three positions of the midfield, but I prefer number 8. I'm a professional guy, very hard worker, and I'm here to help. I saw the last game. The environment was very impressive. Also, I talked with Diogo Rodriguez, and. He talked me about the fans and how behind the team they are.